Tot ne ascultăm unii pe alții și să ne... E de-al nostru, dacă e de-al vostru, stimabil. Ăsta mi-e serviciu. Zi-mă nunții noastre. Păi să ai curajul să știi când să te oprești. Te părătește când ai la urmă. Ia să mă enerv. De ce stai? Hai, mișcă de mai repede. Nu se pierd, nu dispar. Să
Hai luat-te mașina. Hai, ne cărăm de aici. Unde? La restaurant. Și dacă te mai trăiești? Ha, le-a dat-o cum a saturat. E bine? A fost de 200 de metri după mașină.
Hei, dragilor, ce faceți? Sunteți bine? Cum a fost săptămâna voastră? Băi, înainte să încep, vreau să vă mulțumesc că mă urmăriți. Nu uitați, subscribe și link down below pentru că am pentru voi un super produs care... What the fuck? Fiza, măs, e lovită! Ați văzut, doamnă? Mergi și dintr-o dată parcă a căzut din cer. Ce să fie asta, doamnă? Căcați ăștia, tot timpul sunt pe aici. Cine? Porci ăstia, o să-i sparg putra odată și odată. Și tu ce vrei, idiotă? Ce căcat filmezi? Doamnă, se pare că e un accident grav. Ce vrei? Să fie asta, porc? Ce? Parcă ar fi femeie. Nu mai filma, te rog să nu mai filmezi. Hai că lumea cade sub, putem în sfârșit să mergem și noi mai departe? Păi și cu el ce facem? Nu facem nimic, rămâne aici. Rămâne aici? Aici, nu e al nostru. Nu e al nostru? Nu, îl fac pentru prima dată. Mulțumesc. Hai să mergem. Eu virat dreapta, el dreapta. Eu stânga, el stânga. Apoi bubuitor, apoi pe capot, apoi sub roți. Ce-a fost, bă, asta? Un om. Cum mă să fie om, mă, că zbura, bă, zbura spre mine? Atunci o fi fost pasăre. Bă, dar pasăre așa mare cu chip de om? Păi, fii rar să fie și abia ieri am cumpărat-o. Farul-i spart și lemchina de vis. Aici e o fisură. Ce idioțenie, mă, nici n-am apucat să mă bucur de ea, mă, râdurica mea, ce s-a transformat. Trebuie chemat asiguratorul. Cartonul de vizită lângă parbriz. Hei, cine sunteți? De ce v-ați aruncat, domne, sub mașina mea? Doar să nu spuneți că culegeați ciuperci după marginea drumului. Ce făceați aici pe drum? Repet întrebarea, ce făceați aici pe drum? Aolo, răspunde, burfule, n-auzi, răspunde! Aolo, ești bad. Alcoolic nenorocit. Răspunde, porcule, uite, deci tu ce ai făcut la mașină, tu vezi? Eu tot, măi, se pare amuzant, bă. Ce ți se pare, bă, așa amuzant, că mi-ai distrus mașina? Doamne, bă, uite, bă, și moschetarii ăștia s-au mulțit exact ca ciupercile. Bă, pălos de norocit. Levgena de viș, l-ați omorât? Măi, păi, nici puls nu are. Grazi, ziua de luni. Ce-o fi fost cu mine? Bine, sunt și obosit. E de înțeles. 20 de ani fără concediu, într-o agitație continuă, campanii electorale, alegeri, campanii electorale. Ar trebui să vă duceți undeva la odihnă. A fost sura mea, nu de mult, în Turcia. Foarte frumos. Bufet suedez, plajă, topogane cu apă. Cu apă, zice? Cu apă, zbor prin ele. Ce-i de făcut? Nimic, trebuie chemat asiguratorul. Păi da, și ăsta? Poți considera că l-am lovit și după aia l-am omorât chiar eu cu mâinile mele. Conform Constituției, chiar dacă e boschetar, e alegător și el. Și are și idiotul dreptul la viață. Te-ai uitat bine dacă e mort? Mort? Ha, o luăm aici, am băgat atâția bani în asigurare. Levgena de Vici, am o propunere. Să luăm și să-l aruncăm. Unde? În tufele astea, peste drum. Dar trebuie ascuns în așa fel să nu-l vadă asiguratorul când vine. Bineînțeles, haideți. Levgena de Vici, dumneavoastră apucați-l de picioare. Ce faceți, nu veniți? Eu așa. Da? Care singur, iar... Singur? Singur. Da, de ce singur? Eu și știi că mie nu-mi plac morții. Da, cui îi plac? Haideți. Nu vreau. Levgena de Vici, astea-s fleacuri. Haideți. Ți-am zis doar să-l car singur. Eu pot să-l car singur, că nu mi-e greu. Dar dumneavoastră de ce nu vreți? Nu vreau pentru că nu vreau. Ia-l mă și du-l mai încolo, ce e așa greu? Nu-l car singur. Oh, ba da, dacă-ți spun eu, îl cari. Am spus nu. Oh, ba da, Leo, și asta e datoria ta. Levgena de Vici, datoria mea este să vă păzesc. Nici de cum să car cadavre după dumneavoastră. După mine? După tine, car. E al dumneavoastră? Dumneavoastră l-a tromurat. Tu unde vezi cu zomă și pe asta? Am văzut.
Te voi concedia, boule. Concediați-mă, doar că eu am văzut. Ascultă, Alioș, eu întârzi la avion. Îl iei, îl arunci și treaba e gata. Vă bate joc de mine. Alioș, hai, măcar dă dragul meu. Te voi plăti chiar acum. Cât? O, dar voi, dar nu știam că-ți plac banii așa de mult. Ia, stai. Poftim, iar am văzut răfac. Ce-i asta? Mă lai, ce e puțin? Da, dumneavoastră, cum credeți? Ia, dar și căra chiar eu, dar murdăresc costumul. Mâine dimineața am consfătuire la Kremlin, știi cum e. Nu. Frate, dar tu te-ai obrăzdicit de toți. Ce mai vrei? Ce vrei de la mine? Mașina. Mașina? Care mașina? Asta. Bă, dar tu te-ai prostit de tot. Tu știi că-ți mai am băgat eu mașina asta? Plus asigurare, plus credit. Bă, și dacă ai muncit o viață întreagă, nu ți-ai permite tu așa ceva? Și pentru ce, bă, pentru ce? Să cari un sac de căcat 10 metri mai încolo. Hai, mă, ce n-ai mai ridicol. Păi da, și niște ani buni de detenție. Dacă transpiră ceva, eu voi fi băgat la înaintare. Cine l-a ascuns, ăla l-a și ucis. Știi să ieșiți bazma curată din treburile astea. Cunosc, cunosc. Faci dinți în țara armăsar. Aștept. Iar dumneavoastră, rumegați. Dar mai energic, pentru că o să pierdem avionul. Uite, na, poftim. Mașina iată. Cheile. Tobogane cu apă, zice. Cu apă? Te așezi în ele și zbori. Dar trebuie să fii cu picioarele înainte, că dacă nu, se pot întâmpla accidente mortale. Dragul meu, eu sunt în jetul ăsta de vreo 20 de ani. Sus, jos, jos, sus. N-am ce să fac. Ăsta mi-e serviciu. Uite-te, Sveta, l-am lovit! Unde? Dar nici n-ai ajuns! Dar nici n-ai ajuns până la el! Doamne! Nu-mi vine să cred, chiar de ziua nunții noastre? Alo? Alo? Mama, zona fără semnal! Nu știu, întreabă-l, poate că el știe! Domnule, m-auziți? Domnule? Știți cumva unde este intersecția? Se pare că ne-am cam rătăcit. Mai sus sau mai jos? El doarme. Pe șosea? Păi nu știu, o fi beat. Ha, uite, a spart ce-am borcat de dulceață. Să fie de vișine? Zeta, întoarce-te, nu te mai uita. De ce? E sânge. Sânge? Dar de unde? L-au lovit. Cum l-au lovit? Hai, nu te mai uita, hai să mergem. Iar eu nu? Atunci uite-te dacă așa vrei. Ești culmea. Tu ești culmea. Știi ce mă gândeam? Tu ai văzut vreodată un mort? Mhm. Da, am văzut. Da? Unde? Numai nu minți? Am văzut odată un bărbat care a fost ucis de un țurțure. Altuia i s-a făcut rău la McDonald's. Mi-aduc aminte că am văzut și o doamnă la metrou care... Dar în general am văzut mulți. Da? Da. Iar eu
Pentru prima dată văd pe viu un mort? Cum vinea? Și nu ți-e frică? Ei, stă deloc, stă în legea lui. Nu vezi? Ascultă, da. Nu mai vezi? Cine e? Eu? Ei, cred că nu e el. Bineînțeles că te iubesc, dar ai de gând să mă întrebi asta în continuu? Da, azi e nunta noastră. O zi fericită. Da, dar ai de gând să mă întrebi asta toată ziua? Mă iubești? De parcă nu ai ști asta. Ei, dar nu știu. Frumoasă. Da. Deșteaptă. Da. Sexy. Da. Mă lași să-ți văd lingeria? Ei, și dacă e viu? Poate să-i dăm două pastile? Ar trebui. Mai am un altă ca-l mine. Aoleu, ar trebui chemat la ambulanță. Nu! Nu suna. De ce? Ți-am zis să nu suni. Hai, ce-i cu tine? Nu suna. Dacă vor veni și vor zice că tu l-ai lovit, iar eu îi vă crede. Eu? Da, tu! Te vor băga la închisoare? Iar acolo? Iar acolo vei deveni pederast. Ce tot îndrugi? Tu doar ești martoră. Ai văzut că nici măcar nu m-am apropiat de el. Am văzut. Și atunci? Și dacă ei vor încerca să mă convingă că tu l-ai lovit, iar eu îi voi crede. Așa? Da. Fie, să mergem. Cred că ne-au declarat pierduți deja. Unde o fi localul ăsta? Nu știu, pe undeva pe aproape trebuie să fie. Unde undeva pe aproape? Încă de dimineață ne-am pierdut toată coloana. Mamei, cred că-i vine să se împuște. Ei, și cine devine? Că doar tu ai ales localul ăsta. Păi da, 800 de invitați, cine ar fi crezut că ai atâția prieteni și cunoștințe? Gata! Ne certăm chiar de ziua anunții noastre, ești culmea. Hai, supărăciosule, vină la mine. Hai, supărăciosule, am o idee mai bună. Hai, eu zic că ar fi mai bine să... You better stop the things you do. I tell you, I ain't lying.
dai-n copac. Ei, m-am dus, m-am dus să-mi dai-n copac cu prietenii mei. Să dai-n copac cu prietenii mei. Să dai-n copac. Și atunci am strigat. Drăcie, nu l-am observat. Doamne, ce facem acum? Nu știu. Și tu te vezi dacă mai trăiește? Cum? Vezi ochii, inima, dacă respiră sau nu? Hai! Parcă nu. Ești? Nu știu. Ai omorât mortal. Uite, e viu. El spune ceva. Parcă se roagă, nu? Nu e. Parcă plânge. Fără lacrimi? Privește! Are aripi! La ce fi trebuit aripile aici? E înger. E nebunit. Ce să caute un înger aici? Da și sună mai repede la salvare. Haide, hai! Unde? Zona fără semnal. Nu
Sună o dată. Îți spun că nu este semnal. Hai, mi-ar bine să nu vădă o mașină. Păi, un nebunit. Unde să-l bază așa, o să-ți perii copii. Și apoi, uite-te, e plin de sânge. Murdărește-a puțin. Atunci plecăm. Plecăm? Păi și pe el lăsăm. Îl lăsăm. Da, ajungem în mare și sunăm. Imediat. Ați avut noroc, tâmpiților! Luați-l! Stai! Ce? Nu e ce ne trebuie. Cum adică nu e ce ne trebuie? Nu e mortul nostru. Nu e al nostru? Nu. Nu ne trebuie femeie. Iar ăsta e bărbat. Și rar să fie chiar că e bărbat. Dar poate e și el de-al nostru. Nu. Bărbații nu se pierd. Nu dispar. Numai muierile. Muierilor și după ce mor, le place să se mai plimbe nițel. Bărbatul e mor recunoscător. Dacă a murit așa înainte, așa rămâne. La modul serios, gospodărești, ca lumea. Dar muierea... Acum o săptămână a adus-o pe una moartă, s-a sculat noaptea și începe. De ce mi-au pus drențele astea pe mine? A plecat, a găsit bani pe undeva și ce să credeți? A doua zi apare într-un costum de baie luxos. În fiecare săptămână se pierde câte una. Pe unde ați pierdut? Păi dracu mai știe, o fi picat pe undeva canalia. Și voi ce păziți stâmpiților? Acolo s-au adunat toate rudenile și așteaptă să bocească pe moarte. Iar eu torn gogoșcă, s-a stricat mașina. Nu mergeți voi acum la rude și explicați-le cum v-ați îmbătat ca niște porci și v-ați pierdut mortul. Aici și dacă bei și dacă nu bei, tot gătul. Însă și moartea stoarnă în pahar. Suntem vinovați. O să ne revanșăm, iar pe moartea asta o vom înlocui cu alta. Mergem pe la morți și căutăm pe acolo. Nu există morți de neînlocuit. O să găsim una să semene leit, ca două picături de apă. Ba chiar și mai bine. La fel ați găsit și data trecută. Doare mi-au trebuit să explic văduvrii de ce nevastă s-a întâlnit în sicriu cu 30 de ani. Mersi mult. Acum nu mai ce chestii dintre astea. Căutați, iar dacă nu găsiți să culcați, voi locul ei. Păi și cu asta ce facem? Mă lăsăm aici? Luați-l pentru orice eventualitate! Stai! E viu! Viu! Și parcă ar avea aripi! E viu! Haideți de viu, noi n-avem nevoie! Hai, hai, ne lăbim! Ce credeți? Nu știu ce să zic. El zicea sau... Nu știu. Cum se procedează în asemenea cazuri? Doar trebuie ajutat cumva. Allah este stăpânul puterii. Omul ăsta e mort. Din țărână l-a creat Dumnezeu pe om și în țărână se va întoarce. Iartă, Doamne, păcatele robului tău și greșelile tuturor celor pe care pomenesc în rugăciunile mele. E evident, a fost lovit de o mașină. În toate voia lui Dumnezeu. Allah este judecătorul drept și suprem. Sunteți sigur că e ortodox? Toți oamenii sunt copiii lui Allah.
doar că mulți dintre ei trăiesc în rătăcirea măcitoare. Nu există alt Dumnezeu decât Allah. Iertați-mă, dar Neil Sorsky ne spunea că pe pământ sunt multe drumuri, dar toate sunt nesemnificative, în afară de credința în Hristos. Mă îndoiesc, doar se spune în Coran. Nimeni, nici cei aflați pe pământ, nici cei aflați în ceruri, nimeni în afară de Allah nu va ști când va veni ziua învierii. Din moment ce doar Allah știe, ce poate învia? Nu, astea sunt trucuri de ale voastre. Păi și când vă rugați sunteți la volan, câine credincioși. Sura Nazad, versetul 34. În ziua marii catastrofe, ziua învierii, cei care au crezut în Allah și în trimișii săi cei iubitori de adevăr și martirii vor avea la Domnul lor răsplata și lumina lor. Iar aceia care nu au crezut și au socotit semnele noastre mincinoase vor fi oaspeții iadului. Va veni Fiul omului într-un slava sa și toți sfinții îngeri cu el și va răsplăti pe fiecare după faptele sale. Doar să nu-mi spuneți că acest Fiu al omului al vostru fi Mahomed al nostru. Binecuvântat ești Hristoase, Dumnezeul nostru, Cela ce prea înțelepțești pe pescare arăta, trimițându-le lor prin Duhul Sfânt și prin trânsii lumea ai vânat tu, iubitorile de oameni, slavă ție. În toate e voia lui Allah. În toate e voia lui Dumnezeu. Pot nici de cum să înțeleg ce are în spate. Parcă ar fi niște aripi. Aripi? Înseamnă că e înger. Vă felicit, stimabile. Pentru? I-ați întâlnit îngerul. Nu, ăsta nu-i de la noi. Dar al cui? De-al vostru. Dați-mi voie. Cum să fie de-al nostru dacă e de-al vostru, stimabile? Allah a creat îngerii din lumină. Îngerul nostru nu s-ar tăvăli pe sânge pe drum. Nici al nostru n-ar face așa ceva. Bă, cum să nu? Fiți atent. Sunt 9 ordine în ierarhia îngerilor. Virtuți, tronuri, principate... Jibreel, Michael, Izrafil. Domeni, puteri, heruvim și serafim... Azrail, îngerii Muncar și Nakir... Îngeri și arhanghel. Îngeri Zabar. Atât, ăsta nu-i de la noi. Nici de la noi. Ba, e de-al vostru. Îngerii noștri au părul blond, iar ăsta e brunet. E chiar chel dacă vă uitați bine. Și în plus, îngerii noștri arată ca niște adolescenți cu aripi. Iar ăsta are în jur de 40. E al vostru, precis, stimabile. Nu, și îngerii noștri arată tot ca niște adolescenți. Și în plus au câte 2, 3, 4 aripi mari și puternice. Iar ăsta are niște aripi ca niște cârpe. Păi, dați-mi ce asta cine-i? 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 Nu știu. Avionul-i peste oră, iar mâine la 7 conferință, stimabile. Merge. Iartă, Doamne, pe robul tău.
ce l-am lovit! Liniștiți-vă, n-aveți voie să vă enervați. Nu mă enervez! Pur și simplu nu-mi place că volanul îmi apasă burta. Eu v-am spus să conduc eu. Dar ce chestie? Mașina mea, nu e a dumneavoastră. Da, dar acum nu aveți voie să conduceți. Ar fi de preferat, de fapt. Trebuie să facem ceva. Să mergem. Ce simplu e pentru dumneavoastră. Iar dumneavoastră vă place să complicați lucrurile. Umbla pe unde nu trebuie. Nu trebuie să vă enervați. Nu mă enervez. El a fost de vină. Bineînțeles. Nu sunteți de acord? Ba da, sunt de acord. Trebuie să vă luați. Gata, Lizul, m-am săturat de ele. Ia din 3 în 3 ori. Trebuie să le luați. Am zis nu. Sunteți obligați. Nu mă piși. Ai să înghiți atâtea câte trebuie. Ia-le! Ele întăresc bazinul tău și oasele copilului. Fie! Dacă acum vreau o mașină mai scumpă, mi-ați promis că veți fi generos. E acum v-ați gărcit. Mai scumpă! Și mai ce? Dacă am dat atât! Fie! Hai să mergem! Păi și el? Ei, până și aripi se aduc din China. Hai, urcă mai repede. Sunt atât de corectă tot timpul, atât de principial, atât de cinstită. Și vreau să aveți să lăsăm acum aici. Și ce propun? Să chemă ambulanță, poliția. Ca să te ia, tâmpito, urcă. De ce să mai pe mine? Pe dumneavoastră. Păi ce, eu l-am lovit, tu l-ai lovit. Da, dar dumneavoastră veți sta la răcoare. Doar aveți nevoie de copil. I-ați găsit deja un nume? Da. Care? Nu e treaba ta. Cum adică nu e treaba mea? Eu sunt mama. Tu nu ești mama, tu ești producătoarea. Eu te plătesc. Eu îți spun ce să faci. A, da? Uh-huh. Și dacă mă răzgândesc? Nu poți. Avem un contract. Avansul e mașina, iar la semnarea renunțului e apartamentul. Eu acum vreau apartamentul, na. Și dacă îmi naști un monstru? Nu vă zgârci și n-o să nasc. Nu mă zgârcesc. Ți-am creat condițiile ideale ca să-mi naști un copil sănătos. Ce mă piși, pot să mai nasc 100. Îl ducem acum la spital. Pentru ce? Trebuie ajutat. Oricum va muri peste 10 minute. Bine, hai să mergem. Dacă lăsăm aici, mă va pedepsi Dumnezeu. Nu te va pedepsi. Tu nu-i trebuiești lui Dumnezeu. Ba da, va pedepsi. Nu te va pedepsi. O, ba da, o să mă pedepsească. Și atunci o să nasc un monstru. Și o să mor. Asta e acum. Ce faci? Arunc-o imediat, țărancă proastă! De câte ori ți-am spus să nu mai spui prostia asta în gură și mai spui pe dracului guma aia! Mestești toată ziua ca o vacă! Hai că nimic nu mai am voie! Fii atentă la mine, tâmpito! Vei naște și goodbye! Nimic nu mă mai interesează! Pasă și crăp după! Dar deocamdată asculți de mine! Plângi?
hai. Ce să zic? Mai patron! Două magazine, trei restaurante și nu poate naște un copil. Ia mai du de tot! Copilul e meu! Nu ți-l dau! Am impresia că ne-am mai fost aici. Nu-ți fă griji. Mă odihnesc puțin și mergem mai departe. Încă continui să mă mir cum poți tu să conduci. Simțind un orb la volan, este într-o chipare atenției și auzului. Ar trebui să-ți iei și tu carnetul. Ah, nu. Eu n-am să pot. Zâmbești? Da. Ești fericită? Da. Deși vocea ta nu sună prea veselă. Mi-e frică pentru copilul nostru. Mă tem că și el s-a născut orb. Dar doctorii ce spun?
Nici ei nu văd. Și ei sunt orbi. Să fii orb nu e chiar așa de rău. Adică bunica mea, bunicul meu, mama, tata, fratele meu și sora mea, toți sunt orbi ca și mine. Și toți trăiesc fericiți. Important este să ne ascultăm unii pe alții și să ne înțelegem. Dar tu visezi? Bineînțeles. Am visat azi noapte un înger. Se făcea că eram noi doi pe un drum și am întâlnit un înger. Tu l-ai îmbrățișat și ți-a revenit vederea. Straniu. Ce se însemne asta oare? Se schimbă timpul. Hai să mergem. Seara, dragi telespectatori, ne aflăm la locul accidentului și l-am alături de mine pe șofer. Ce ne puteți spune dumneavoastră? N-am vrut! Eu n-am vrut! Mergeam și de toată parcă a căzut din cer! Și ce drum alunecos l-am nenorășit! Ce e de făcut? Ce e de... Dar ce meserie aveți dumneavoastră? Eu sunt virusolog, nu sunt chirurg! M-a rugat Ivarov să merg o zi cu rabla asta ca să dea și mie o zi liberă. Haideți că ne-am lămurit. Lângă mine este și persoana din mașină. Dumneavoastră, ce ne puteți spune? Da, haideți că vă spun eu, domnișoară. Ăsta s-a îmbătat și a lovit ceva, apoi a intrat în panică. Eu i-am spus, tacă-ți gura, animalule, ce bărbat ești tu. Dar el continua să țipe. M-am dus să văd ce lovise. Fractură de craniu, întorsă umăr, cutia toracică traumată, ochii erau în poziție conform axului. Dar ce e? Femeie? Bărbat? Ceva cu pene, n-am văzut așa ceva în viața mea. M-am uitat eu mai bine, domnișoară. Nu este om, e un porc, un degenerat, un mutant cromozomial. Păi, și o să lăsați aici? Da! Mare păcat, mare păcat! Ăsta zicea să luăm cu noi pentru cercetări, dar noi transportăm doar oameni. Îl lăsăm aici să vină mâine veterinarul să vadă ce este cu el. Da, dar mai aveți și altă treabă, domnișoară, cu noi, pentru că am vrea să plecăm. Trebuie să ajung acasă. Incredibil, dragi telespectatori!
Ei, drăci, ăsta ce-a mai fost? E viu? Viu? Slavă Domnului! Ia uite! Ca să vezi, ai lovit un înger. Ei, înger, ăsta e un psihopat care și-a lipit aripioare. Da, poate că e unul din ai noștri. Nu prea are față de artist. Repede, sună la salvare, ai dreptate. Dar nu-i deloc semnal pe aici. Dar poate că într-adevăr e înger. Tu glumești? De ce? E bolnav psihic. Dar dacă... Nu există dacă. Dar dacă e înger. Tu vorbești serios? Foarte serios. Să-l verificăm după metoda lui Stanislavski? Va zbura. No, dacă e înger, va-i rupe ca o rachetă. No, no. A fugit de la casa de nebun, s-a văzut în prima. Vei avea neplăceri, să știi. Păi da, fix acum, înainte de premieră, și un am găsit finalul spectacolului. Și dacă moare. Stai liniștit că se face și în închisoare teatru de amatori. Ce vrei să spui cu asta? Atâta doar că dacă te vor închide pe tine, va trebui să închide și pe ceilalți actori și chiar și pe Maria Antonovna. Păi da, ei vor veni după mine pentru că mă iubesc foarte mult. Și tu? Eu sunt compozitor. N-am nicio legătură. Dar tu scrii muzica pentru spectacolele mele. Muzica e cu totul altceva. Muzica e separat de restul. Deci vei fi primul șobolan care părăsește corabia? Știi ceva? Eu nu sunt șobolan. Eu sunt compozitor. Totdeauna știu că mă vei trăda. Ești un jeg, un căcat om. Mare prieten, ce să zic. Auzi? Știi ceva? Tu ești un căcat și spectacolele tale sunt de tot căcatul, să știi. Și de ce ai tăcut, mă, toți anii ăștia? Trebuie să ai curajul să știi când să te oprești și să spui că viața a trecut așa inutil, prostește și fără talent. Ce-ar să-ți fie? De unde mi-ai scos, mă, și monologul ăsta? În ceea ce crede omul, aici se va și întâmpla. Dacă crede în rai, va fi rai. Dacă crede în iad, va fi iad. Iar dacă nu crede în nimic, nimic va fi. Și sufletul? Sufletul? Ce suflet? În timp ce noi ne certăm, ăsta și murit aici și vezi tu vreun suflet să plutească prin aer? De fapt, de fiecare dată când vii tu cu discuții de genul ăsta, devii banal. Viața e făcută să fie dură, minul nu se întâmplă. Am așa un sentiment cum că am fost păcălit. Că mi s-a vândut un bilet la un spectacol plictisitor și îngrozitor și n-am avut de ales. N-am avut altă soluție. Fraților, ce se întâmplă de fapt cu noi? Asta să fie viață? Ce-i asta? Încerc să găsesc tema fericirii. Ești un geniu! Am găsit finalul! Hai, hai să mergem cât mai repede! Hai! Îl oculești? Îl oculesc! Undeva. Fir ar să fie. Proastă! Am omorât omul. Am crezut că e o buturugă. Poate că încă e viu. Blestemată să fii tu. Cei ca tine ar trebui împușcați. Mergea și omul liniștit pe stradă și tu ne-am omorât ca pe un câine. Ce tot îndrugi? A, vrei să spui că nu e așa?
Ucigașo, ești o ucigașă. Tu vezi ce-ai făcut? E mort. Să-ți iei așa un păcat pe suflet? Dar ce te holbai tu, ucigașo? E păcatul meu, nu e al tău. Da, cum să nu? Dar stai. Asta cine e? E un înger. Cum? Un înger? Ce fel? Ți-am zis că există înger, dar tu nu mă credeai. Da, sigur. Are aripi. Din copilărie am visat să văd un înger. Știi? Mama îmi spunea că dacă vezi un înger, dobândești fericirea veșnică. Uite că am trăit o viață întreagă și m-am tot întrebat. Cum arăta fericirea asta veșnică? Eh, uite că la bătrânețe văd un înger. Tu vezi ce noroc pe capul nostru? Un înger. A apărut însuși îngerul. Păcat că e mort. Ar fi avut atâtea să ne povestească. Ha, stai liniștită că oricum nu o să-ți vezi serialul până la sfârșit. Pe lumea e la altă, nu-s televizoare. E viu? E viu? Uite! Ce? Cum? Unde? E viu! E viu, a deschis ochii! Doamne, ce ochi! Acum văd! Asta-i fericirea! Pentru a doua oară avem noroc! Du-te mai repede după trusa medicală! Ce? Ce? Cum? Nu aud! A? Ce eternă? Păi am auzit eternă, dar mai departe? Eternă? Ei? Mai repetă o dată! Încă o dată o să aud! Trebuie oprit sângele. Nu turna așa mult, tu nu vezi că-l doare! Atunci trebuie să-l ducem la spital. E prea greu pentru noi. Trebuie să-l învelim un pled în cazul ăsta și să-l ducem pe la mașină. Păi și atunci de ce stai? Hai, mișcă-te mai repede! Of, nu muri! Rezistă, totul va fi bine! Ce? Nu te aud! Imediat te ducem la spital. O să fie totul bine, vei putea zbura iar și iar. Și despre etern îmi vei povesti mai târziu. Unde ești? Mișcă-te mai repede că o să moară! Păi uita pledul acasă! Caută-l, e ăla-n dunși plaușat! Nu e! E acolo sub scaun! Nu e! Fir ar să fie! Mai rabdă un pic! Mă, tu l-ai uitat! Nu! Dacă zic că l-ai uitat, minți! Eu am memorie foarte bună! Da... Păi stai, noi ce căutam de fapt? Cum adică ce căutăm? Ai uitat deja? Am uitat, știi tu. Am uitat și eu. Toate ăștia... Cum le zice? Ochelari? Ochelari? Ochelari... Ah! Ochelari! Exact. Ei bine, atunci dacă s-au găsit, hai să mergem mai departe. Ne așezăm și să mergem. Dar unde mergem? Cum unde? Mergem la... Unde mergem la Maria Petrovna, mă? Asta era. Bineînțeles. Mă, dar... Ea n-a murit acum 40 de zile? Oare așa să fie? Păi, eu sunt sigură. De altfel, ea locuia la oraș, iar aici e... O măt! Dar niciodată nu plouă. Auzi? Ia-ți pastilele și-ți vei aminti. A, noi oricum vorbeam despre ceva, compătimire. Stai! Cum am putut să uit? Noi mergem la cimitir, dragă. Pentru ce? La mormântul lui Piotr Nicolaevici. Noaptea? Se pare că ne-am rătăcit. Hai să mergem mai repede. Stai! Ce e? Cred că am uitat ceva.
Era ceva important. Ei, lasă, îți vei aminti mai târziu. Asta noastră. Personal, eu m-am distrat. În ceea ce vă privește, iarăși ați pierdut. Pe îngerul dumneavoastră nu l-a salvat nimeni. Nimeni. Am avut dreptate.
I-am numărat o perioadă, dar am pierdut și socoteala. De ce nu ziceți nimic? De fapt, ce ar fi de zis aici? Oamenii ăștia sunt o cauză pierdută. Eu am făcut de mult să-i nimicim pe toți. Atâta bătaie de cap cu ei și nu primești nimic în schimb. Dar dacă mă gândesc mai bine, pe drumul ăsta nici acum 2000 de ani nu s-a oprit chiar nimeni. Și totuși, ce drăguți sunt oamenii și ce naivi! Se duc undeva, se grăbesc, se agită și acolo, la intersecție, pe toți îi așteaptă o surpriză. Ei nu știu că acolo e o prăpastie, un abis și dacă pici, pici fără să te mai oprești. Haideți să mergem acolo jos și să cercetăm mai în amănunt aceste suflete de căzute. Da, pe îngeri nu luați cu dumneavoastră. Nu, el va rămâne aici. Aici? Dar de ce? Mai așteptăm ziua judecății? După mine și așa totul este clar. Haide să terminăm odată cu oamenii ăștia. Nu. Dar o analiză amănunțită ne spune că ar trebui întreruptă această comedie. Nu. Continuăm. Ocupați-vă locurile. Thank you.